Bună seara tuturor! Bine ați revenit din nou la unul dintre cursurile programului nostru de fundamente de antreprenoriat. Mă bucur foarte mult să avem alături astăzi de noi pe Cristiana Bogățeanu, pe care eu am mai livrat o serie de traininguri, am participat la fel de fel de activități, am fost moderatori în fel de fel de acțiuni, la fel de fel de conferințe. Deci, e așa o istorie destul de uh, interesantă și bogată în, uh, în spate. Cristiana este uh, business analyst în Life Science and Healthcare la Nagaro, în acest moment, însă are peste 15 ani de experiență în managementul proiectelor cu finanțare europeană, națională și uh, privată. E un manager de proiect experimentat și, asta vă spun sigur, are un mindset antreprenorial. Uh, având o experiență de cofondator în șase companii, sper să nu greșesc, sper să nu fi uh, uitat vreuna, uh, a fost implicat în numeroase programe și activități de mentorat uh, și se implică activ în dezvoltarea ecosistemului de startup-uri. Deci, uh, nu cred că era o persoană mai potrivită care să ne povestească astfel despre vorbitul în public și despre cum se pregătește și susține un pitch. Mai mult decât atât, Cristiana o să aibă și o surpriză, pentru că va avea un invitat special în, în acest curs, dar o las pe ea să ne povestească despre, despre asta. Cristiana, ai, ai legătura. Virtuală. Bună seara tuturor. Da. Mulțumesc, Dan, pentru uh, introducere. O să încep așa direct cu uh, și cu primul slide. Um, Într-adevăr, am o surpriză plăcută înainte să vă povestesc un pic uh, despre mine. Și surpriza plăcută este că uh, invitatul meu uh, din această seară uh, este CEO uh, Wolf Diet, uh, primul serviciu de nutriție canină uh, din România și de, de fapt din Europa participant la fix Cluj, dacă n-ați auzit până acum de program și acum pot să fac un disclosure, să spun că ne așteptăm ca în primăvara anului viitor să fie descrise înregistrările. Este vorba despre un program care sprijină la nivel local inițiativele antreprenoriale. Alex a luat atunci o finanțare de 50.000 de euro. Astăzi, și motivul pentru care, de altfel, nu este cu mine încă de la început de curs, este pentru că el livrează, a intrat în finala Rubik Hub, alături de alte startup-uri și se zbate, ca să zic așa, să fie unul dintre câștigători. El se pregătește de o rundă de finanțare de 150.000 de euro. Uh, proiectul este în derulare și a început cam acum un an de zile și uh, mă bucur să-i fiu advisor pe zona de business și pitching. Uh, așa că o să-l avem alături de noi, cred că în jur de, în jur de ora 7, 7 și un sfert, în funcție de când, uh, de când va termina acolo concursul. Eu mă bucur de această coincidență pentru că o să aveți oportunitatea și să adresați uh, întrebări corespunzătoare. Ok, bun, bine. Cine sunt eu și de ce, de ce aleg să fac acest, să zic, workshop sau această prezentare? Este pentru că, așa cum zicea Dan câteva cuvinte despre faptul că am fondat companii înainte de a lucra pentru o companie mare, astăzi, și din experiența aceasta practică de a fonda companii, una dintre componentele sau ceva ce un fondator trebuie să facă întotdeauna este zona de fundraising, adică să strângă bani. Pentru a susține businessul respectiv. Iar prima companie fondată uh, a fost undeva uh, pe la 22 de ani. Și vă zic că uh, știți că cel mai, cel mai probabil, majoritatea dintre voi ați avut emoții la limba română când a trebuit să uh, susțineți proba uh, orală. Asta de a spune uh, câteva elemente dintr-o operă, dintr-o analiză. Gândiți-vă că uh, plecând de la experiența respectivă, atâ cam atâta experiență aveam și eu în momentul în care susțeam, susțineam o prezentare și trebuia să susțin o prezentare de tip pitch în fața unor investitori într-o altă limbă. Pentru că atunci când vorbim o limbă maternă, ne este mult mai ușor să ne găsim cuvintele, ăurile pe care le folosim în vorbire de cele mai multe ori sunt, uh, sunt mai, mai puține. E Atunci când folosim engleza sau altă limbă care, chiar dacă am studiat-o, nu ne este atât de familiară ca și limba maternă, um, provocarea este, ca să zic așa, și mai, uh, și mai grea, este o provocare și mai uh, intensă. Bun. Acum, uh, un alt lucru pe care eu aș vrea să vă rog dacă uh, puteți să-l faceți, este ca o parte dintre voi să vă deschideți camerele. Puteți să faceți lucrul ăsta. Puteți ca o parte dintre voi să vă deschideți camerele, știu că unii sunteți în mașină, știu că unii sunteți la birou, știu că unii sunteți la uh, uh, servici și așa mai departe. Și motivul pentru care vă rog lucrul ăsta este pentru că. Vă zic sincer, nu, ca trainer sau ca om care susține prezentări, nu este nimic mai frustrant decât să nu ai interacțiunea cu oamenii care sunt de partea cealaltă a ecranului. Și știți de ce? Că nu știți cum puteți să ajustați cât mai bine prezentarea și conținutul, și nu putem avea interacțiune. Dan, desigur că zâmbește în ultima perioadă și noi am tot livrat tot felul de prezentări și am tot rugat oamenii să deschidă camerele. Și e foarte interesant că, cel puțin o să vorbesc acum din experiența mea, atunci când am susținut prezentări participanților cu camere închise, am primit și feedback-ul. Trainerul nu a fost suficient de engaging cu noi participanții sau nu a dat suficient

Păi, uh, comunicarea are nevoie de două părți, <gângânt> și de un emițător și de un receptor, și atunci, în egală măsură, chiar vă rog să facem această prezentare cât putem de uh, interactivă, să uh, scrieți în chat întrebări sau nu, putem să poți să zicem mâna, să adresăm întrebări, că uh, altfel, materiale de tipul cum să susții o prezentare, vă dau și eu la finalul prezentării și aveți ce să citiți pe YouTube, dar nu este despre asta. Uh, bun. Și uh, asta îi spunea un lucru foarte interesant, că acela că dacă tu nu poți să explici un lucru în cuvinte simple, înseamnă că, în primul rând, tu nu l-ai înțeles. Și vă zic sincer că inițial nu am înțeles eu citatul ăsta până să am copii. Sunt și mamă de uh, doi copii și mi-am dat seama că nu poți să explici unui copil, de exemplu, de 2-3 ani, de ce nu-i cumperi Kinder, de exemplu, și nu fac reclamă, și cu resursele financiare fac cealaltă. Acolo trebuie să o ții foarte simplu. Nu cumpărăm acum. Și după care vine cu explicații, toți am trecut prin asta, fie ca părinți, fie ca uh, și copii, și atunci explicația simplă trebuie să o folosim și în piciuri. Promit că uh, cumva fac ca live-ul acesta de la uh, Rubik Hub, care se întâmplă acum, să fie inclus în uh, link-urile de prezentare, să vedeți, de fapt, uh, 5 piciuri care se țin uh, uh, live. Bun. Și uh, structura pe care uh, ne-o propunem astăzi este uh, structura unui pitch, cum susțin un pitch, designul și vă povesteam de studiu de caz uh, pe care să-l avem, pentru că mie îmi place ca în fiecare workshop pe care um, îl am să aduc în fața uh, celor care sunt participanți și un studiu de caz, o abordare practică, adică cum arată, care este outcome-ul, care este finalul teoriei. Și o să uh, povestim despre ce este un pitch, dar înainte de a povesti despre ce este un pitch, am să vă întreb dacă voi până acum ați auzit de termenul ăsta. Este cineva de aici din sală care cel puțin o dată în viață a cerut bani părinților pentru o carte pe care de fapt a mai cumpărat-o a cincea oară cu aceiași bani ceruți? Puteți să ridicați mâna, doar nu trebuie să spuneți. Ok? Deci, în momentul ăla când am trebuit să cerem bani părinților pentru ceva ce știam că nu o să fie neapărat relevant pentru educația noastră sau pentru părinții noștri. În momentul ăla când ați primit între ghilimele finanțarea și ați primit suma de bani spunând o poveste, puteți să considerați că povestea de convingere a investitorului respectiv a părintelui se numește, dacă vreți, într-o abordare practică, pitch. Okay? Deci este în momentul în care eu mi-am mi ascuns cumva toate emoțiile, mi-am găsit toate argumentele și am încercat să fiu cât mai succint și convingător față de părinții mei astfel încât să reușesc ca la finalul acestei convingeri eu să-mi ating scop, Ok, respectiv acela de a uh, primi bani. Ce ziceți? Colindu este în sine un pitch? Că tot vine perioada, uite, suntem în decembrie, mâine, păi mine sună tele... și câine, deci la mine când sună soneria începe de fiecare dată, așa un... Colindu este un pitch? Mm -hmm poate fi considerat colind un pitch. Dăm bani la final. Ok. Știți ce îmi place din colind? Nu colindul în sine, că nu toată lumea are voce să cânte colindul, este foarte adevărat. Dar mie ce îmi place din colind și de ce l-aș cu piș din perspectiva poveștii emoționale? Ați văzut că de cele mai multe ori suntem impresionați de cazurile sociale și poate că e normal să fie așa. Dar faptul că omul are o anumită atitudine, cântă într-un anumit fel, și sau se uită în timpul cântecului într-un anumit fel la tine și te convinge cu suma asta de elemente, înseamnă de fapt că el face către tine o intenție ca tu să fii convins, da, apropo de ce înseamnă un pitch, să îi dai la final de colind, uh, iată bani. Așadar, mă întorc la zona de pitch și spuneam așa că definiția by the book este faptul că un pitch deck este un discurs însoțit și de o prezentare scurtă și convingătoare, care are menirea de a stimula interesul față de o idee și un proiect. Și nu întotdeauna este vorba despre un investment pitch, adică de a atrage investiție, altor este vorba despre vânzări sau este vorba despre atragerea de. Oameni în echipe. Uh, și uh, pici de atragere de oameni în echipe se referă la momentul în care a trebuit, de exemplu, să vă strângeți o echipă pentru un anumit proiect la facultate, da, faptul că a trebuit să convingeți oamenii respectivi să vi se alăture, tot un fel de pici este. Um, Într-un mediu de startup, deci acolo unde livrăm piciuri după un hackathon sau în cadrul unui program de uh, incubare, accelerare, un demo. În general, o să găsiți pitch-uri cu o durată cuprinsă între 1 și 5 minute sau am observat un trend cel puțin național de 3 minute pitch plus 2 minute de întrebări din partea juraților. Bun. Și acum o să vă arăt un slide pe care am să vă rog să luați ca un exemplu de așa nu niciodată nu punem atât de mult conținut pe un slide. Singurul motiv pentru care am spus lucruri de așa nu e să văd câtă lume era atentă și am văzut că lumea a fost atentă și mă bucur și mulțumesc. Uh, apropo de tips and tricks pe care o să le mai povestim spre final de prezentare, un alt lucru pe care vreau să și am vrut să-l punctez aici este care este structura pe care va trebui să o, de, sau de care se ține cont în momentul în care uh, trebuie să susțineți un pitch. Este cineva dintre voi sau care a participat până acum la hecătoane sau la, 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 programe diverse într-o zonă antreprenorială? Avem pe cineva? Cum? Ce vă sugerez este în felul următor. Căutați în perioada următoare și acum știu că este un hackathon, se numește EduHack pe probleme de educație, dar în perioada din primăvară în general, o să se lanseze foarte multe hackathon și vă încurajez să aveți experiența unui hackathon. Asta pentru că, pe de-o parte, veți întâlni o grămadă de profesioniști din zona de educație antreprenorială, mentori sau um, um, oameni care au startup-uri până acum și, doi, vă poate ajuta să vă îmbunătățiți folosiți capacitățile de prezentare. Mai am, un, uh, mai am un, lucru să vă zic, că chiar dacă nu veți face un startup, capacitatea de prezentare este o capacitate pe care o veți folosi și în cadrul companiilor multinaționale în momentul în care veți avea o discuție cu clientul. Deci este de fapt un skill pe care eu îl au, mi-l asum, mi-l dobândesc pentru a vinde mai departe expertiza, chiar și a mea, chiar dacă eu sunt, să zic, nu știu, programator. Da, aș spune că, pe ce treabă am eu, stau în fața calculatorului și, bun, la un moment dat eu să am uh, o întâlnire cu technical uh, uh, din partea clientului, acolo eu trebuie să susțin o prezentare. Și atunci vă încurajez în uh, parcursul vostru antreprenorial să încercați să identificați programe de tip hackathon, incubator sau accelerator, să vă formați echipe, să uh, participați și să încercați să vedeți exact uh, dacă puteți crea o echipă și mai ales să primiți feedback pentru potențialele întrebări pe care uh, le puteți primi. Bun, mă întorc, cam, asta, cam așa arată ă, structura, să zic așa, recomandată și cam fiecare slide în parte, cam așa ar trebui să fie împărțit, astfel încât, dacă ne uităm la un business, să putem să acoperim toate elementele necesare, atât din punct de vedere al problemei pe care ă, soluția urmează să o ă, rezolve, dar care este problema de la care plecăm. Până la acum vom face bani din soluția vrăbusă, Ce alte alternative mai există astăzi pe piață? Marketing și vânzări? Cam cât ne costă și cât durează? Și care este echipa din spatele um, proiectului pe care noi um, îl propunem? Bun. Și întrebarea cheie de la care plecăm este dacă. Uh, cum susțin un pitch și dacă cei care vorbesc bine în public sunt cei care s-au născut să vorbească așa sau cei care. Uh, au învățat să vorbească uh, așa și pentru asta o să trecem prin, uh, prin prezentare ca să vedem uh, uh, răspunsul. Uh, și răspunsul vine de la, mai țineți minte, da, slide-ul pe care vi l-am arătat și însă așa ceva să nu ne existe în pitch, uh, de cele mai multe ori punem prea multă informații în pitch. Um, și motivul pentru care facem lucrul ăsta este pentru că așa ne dorim noi să spunem lucruri uh, cât câtă lună și în stele despre produsul nostru. Și întotdeauna atunci când pregătesc startup pur să susțină piciul, le spun în felul următor. Mă, zic, aveți un prieten cu care voi ieșiți la o cafea și ăla vorbește jumătate de oră numai despre la masă? sigur toți aveți un prieten de la. Dacă nu la cafea, la un par de vin, sigur vorbește numai despre jumandor de Și ce le spun eu întotdeauna este în felul următor. Nu fiți prietenul ăla, sigur extrapolând la ideea de pitch. Nu fiți startup-ul, nu fiți prietenul cel care vorbiți numai despre voi. Nu oferiți prea multă informație. Asta pentru că de cele mai multe ori, dacă ajungem să citim de pe slide-uri, sunt foarte puține cuvinte cu care mai putem să completăm slide-urile. Păi dacă eu vin să susțin o prezentare și acum sunt convinsă că fiecare dintre voi a trecut cel puțin o dată prin experiența asta, dacă eu vin cu niște slide-uri și mă întorc și cu spatele și mă apuc să citesc slide-urile respective, ce mai prezint, ce mai am de spus? Păi mai nimic că citesc de pe slide uri și de multe ori le spun oamenilor pe care îi pregătesc, le spun în felul următor. Să știți că cei din fața voastră vor citi slide-urile mai repede în gând decât le citiți voi cu voce tare. Deci slide-urile de fapt au un, dacă vreți, rolul lor este acela de a te ajuta să susții prezentarea. Vin ca un suport vizual, însă sub nicio formă nu este recomandat să Începem tot să citim de pe slide-urile respective. Și mai e un lucru: dacă noi, 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 astăzi, dacă nu suntem atrași de informații imediat intrăm pe telefon și facem swipe. Și asta se întâmplă și la copii, și la adulți, și la uh, toată lumea. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta, da? Ceea ce mă face pe mine, care țin discursul și piciu, să trebuiască să fac inflexiuni în voce, să trebuiască să zic ceva interesant care nu e, de, nu e pe slide, să uh, zic, uh, nu știu, de exemplu, cum a fost mai devreme, așa, nu. Facem și nu ăla este, vine din zona aia, să nu cumva să faci așa și fii că așa făceai, da? Și erai atent, de fapt, la ce nu trebuia să faci. Ok. Bun. Deci încercăm să punem cât mai multe uh, informații și întotdeauna plecăm de la problema pe care utilizatorul sau omul din fața noastră uh, o are, da? Ajustăm discursul, exact cum povesteam mai devreme, ca să vă pot demonstra ce este un pitch, pornisem de la ideea. Da, de momentele în care a trebuit să cerem bani părinților noștri pentru anumite lucruri. Imediat v-ați dus la experiența respectivă și v-a fost ușor să faceți legătura. Ok. Folosim imagini în prezentări și folosim imagini de bună calitate. Am văzut, recunosc, o grămadă de prezentări. Care, tocmai pentru că uh, oamenii din spate nu aveau încredere să livreze conținutul pe care îl urmau de a livrat, erau foarte mult text și au și renunțat la poze ca să mai pună un paragraf de text, ok? Um, încercați să evitați uh, lucrul ăsta, iar în momentul în care uh, folosiți uh, slide-uri, uh, încercați să folosiți slide-uri cu, cu imagini cât mai convingătoare. Să presupunem că aș avea un startup care. Uh, el există startup-ul ăsta, să presupunem că aș avea un standard, un, un, un startup uh, prin care eu aș colecta uh, gunoaiele din râuri. Și atunci când v-aș susține povestea despre gunai, aș veni și aș spune, știți, la nivelul pământului există atâtea tone de deșeuri în ape și cam așa arată uh, un astfel de râu poluat. Și acum v-aș introduce în poveste și aș spune, imaginați-vă că robotul ăsta, care costă doar un milion de uh, euro... Ar putea să strângă toate gunoaiele astea în 5 secunde. Dar eu nu vă cer vă un milion de euro, vă cer la fiecare dintre voi câte un leu. Okay? Și atunci, iată cum am arătat o problemă, iată cum am venit cu o soluție, i-am și pregătit valoarea cel puțin comercială, iar vă un milion față de un leu, deja vi se pare uh, destul de puțin. Și n-am folosit foarte multe cuvinte. Deci atunci când folosiți în slide-uri uh, imagini, încercați să le folosiți pe cele cele mai sugestive și care atrag atenția. Și găsiți, uh, pentru că tot există problema asta cu de unde iau imagini și IP-ul, imagine și așa mai departe, există câteva site-uri, uh, aici câteva dintre ele, unde puteți, de unde puteți să luați imagini și de unde le puteți folosi um, gratuit, dacă la final de slide puneți un copyright că ați luat și ați folosit imaginile de acolo. Bun. Și că tot vorbeam de um, imagini, vă încurajez ca imaginile pe care le folosiți să fie imagini de bună calitate. Deci, iată o diferență între o imagine. Uh, pixelată care nici nu se înțelege ce este, da? Și o imagine de bună calitate. Atunci când folosesc imagini, încerc să nu iau imagini de alea știți, cu trademark așa pe ele, cu copyright, cât mai uh, pixelate, astfel încât uh, să se înțeleagă foarte, foarte clar. Um, să fie un suport al uh, ceea ce urmează să zic. Închipuiți-vă că aș fi început aici o poveste despre spațiu și de faptul că uh, urmează să trimitem prima generație de oameni în spațiu, să colonizăm Marte, și. Deci n-ar fi avut niciun farmec, tipul ăsta de imagine, cu toată povestea asta. Nici măcar nu v-ați fi simțit uh, uh, inspirați dar mai degrabă pe o imagine de genul ăsta în care aș povesti ce eforturi s-au făcut, ce echipă, atâția oameni sunt antrenați, ajungem să colonizăm, primele, nu știu, primele 100 de oameni de știință merg între acolo și vedeți o imagine de genul ăsta, deja vă puneți, vă transpuneți în situația pe care urmează să o prezint. Deci imaginile întotdeauna ajută. Să știți că Tipsentrix de aici din zona de piș, puteți să le luați și mai departe pentru prezentările lucrărilor de licență. Prezentările, deci nu este numai pentru zona de piciuri, puteți să le folosiți în um, alte prezentări pentru pe care le folosiți, poate o parte dintre voi sunteți voluntari, poate deja lucrați o parte dintre voi. Poate va trebui să o faceți un CV la un moment dat. Sunt tips and tricks în general despre cum eu mă prezint. Um, pe zona de fonturi și câte fonturi folosesc într o um, prezentare. Vă sugerez să încercați să alegeți uh, cam două fonturi. Nu mai multe. Este obositor, uh, este obositor și atunci este important să folosiți uh, deja vedeți cum am trecut eu fonturile aici, deja este obositor. Gândiți-vă că dacă am mult scris și mai folosesc și foarte multe fonduri, este și mai obositor. Și atunci, una din sugestii cam asta este. Încercați să evitați aspectul acesta neglijent și ce înseamnă aspectul neglijent? Înseamnă aranjarea pe slide-uri. Dacă aveți slide-uri în care aveți mai multe lucruri pe care urmează să le prezentați, încercat pe cât posibil să le aliniați. Asta înseamnă la aceeași uh, dimensiune, înseamnă la aceeași, uh, uh, la aceeași distanță, sus, jos, dreapta, stânga, cu același text. Încercați ca aranjarea pe slide-uri să fie uh, cât de cât de, cât de, um, cum să spune, să, să aveți o linie, fie verticală, fie orizontală, astfel încât elementele să arate îngrijit um, pe slide-ul pe care urmează să-l prezentați. Și ajustarea discursului, care este foarte importantă la publicul țintă. Altfel este să um, vorbim despre, nu um, știu, un telefon. Um, celor de 20-21 de ani, altfel ar fi să vorbesc despre un telefon celor mai în vârstă, să zic la 70 de ani. Gândiți-vă cum aș prezenta eu TikTok-ul și toate aplicațiile la 70 de ani, adică um, ar fi ceva, chiar ar fi ceva interesant, mi-ar plăcea să văd, știu că exista o serie de de care am dat pe YouTube pe zona asta de a da oamenilor mai în vârstă să experimenteze cu tehnologii noi. Um, întotdeauna ne ajustăm uh, discursul și pe discursul ăsta încercăm să vedem cine sunt oamenii din sală, cum reușim să, să ne ajustăm discursul, cum reușim să uh, prezentăm cât mai multe uh, informații care să vină într-adevăr în, uh, în ajutorul celor care uh, ne aud. Foarte important este așa, haideți să spunem o poveste și nu o prezentare, atunci când susținem de altfel prezentările. Sau care cele care vin ca și suport vizual. Și um, cred că ați văzut uh, și cel mai mult în zona asta de social media, atunci când, de exemplu, um, sunt cazuri sociale, de asemenea, cred că ați văzut uh, și la diverse, uh, diverse nu știu cum să zic, live show-uri sau la diverse emisiuni de uh, entertainment. Uh, toate pleacă de la o poveste. În prezentarea participantului, în prezentarea um, a ceea ce urmează să se întâmple, se pornește de la povestea omului. Și să știți că și într-un business uh, nu este cu mult mai uh, departe. Deci se, pre se, se, se pleacă de la prezentarea uh, omului. Întotdeauna atunci când susțin uh, workshop-uri de pitch sau atunci când ajut echipele să-și facă pitch-ul, le spun Primul lucru pe care tu vinzi în momentul când tu ai intrat în sală este pe tine însuți. Până tu să ți, prezent, să -ți pui prezentarea acolo pe ecran, până ca tu să susții prezentarea, prima, primul lucru pe care tu îl vinzi este pe tine însuți. Iar oamenii în general susțin oamenii pentru că au încredere în ei și încrederea în general Există niște studii care ne spun că, în câteva secunde, de fapt, noi decidem dacă avem încredere sau nu într-o persoană. În principal, la, în foarte puțin timp ne putem da seama de lucrul ăsta, sigur, poate nu într-un mod evident, dar, în general, este nevoie de câteva secunde. Și atunci, pornind de la această premisă, Plecați cu ideea că voi uh, spuneți o, um, o poveste, uh, nu că susțineți o prezentare lungă și anevoioasă, pe care poate foarte puțini o înțeleg. Și cât de important este zona de corp și de voce, uh, foarte importantă, modul în care noi, noi reușim să susținem prezentarea, inflexiunile vocii de care vă ziceam mai devreme, faptul că vorbim în ce, faptul că vorbim prea tare, faptul că. Deci lucrurile astea chiar contează. Probabil că știți imaginea lupului de pe Wall Street și dacă nu ați văzut până acum filmul, punem acolo la bibliografie Nice to See și un alt film pe care îl recomand pe zona de pitch este Discursul Regelui. Este de altfel unul dintre filmele mele preferate și mi se pare că prezintă într-adevăr o situație de voință pentru că, pentru că piciu și prezentarea și toate lucrurile astea sunt situații de voință. Exersare și voință, nimic mai mult Să nu credeți că astăzi eu care susțin prezentarea în fața voastră M-am născut cu ceva în plus Nu, am fost pusă într-o situație în care a trebuit să susțin Sau să uh, ridic surse de finanțare Pentru a susține visul pe care îl aveam Și uh, nu se oprește nici azi Noi ne vindem de fapt în fiecare zi În joburile pe care le avem, în situațiile de muncă pe care le avem În situațiile cu colegii pe care le avem noi ne vindem și um, ne folosim corespunzător uh, aceste um, abilități. De altfel, uh, un alt studiu uh, spune că um, atunci um, când susținem prezentări din picioare, reușim să convingem mai degrabă pe cel uh, care ne este interlocutor și um, țin minte că am citit despre acest studiu uh, cu privire la forța de vânzări. Forța de vânzări care um, susținea prezentări pe de o parte de cei care erau șezut, versus cei care susțineau prezentarea tot telefonic, dar dar în picioare. Iar cei care nu mai țin minte exact procentajul, dar cei care susțineau prezentarea în picioare au reușit să vândă nu mai țin minte exact, cu cât mai mult decât cei care susțineau același tip de prezentare în momentul în care stăteau jos. De ce? Pentru că atunci când suntem în picioare, în primul rând avem o încredere mai mare în noi, corpul nu mai este la fel de relaxat. Dacă eu stau jos, Corpul meu este foarte relaxat. Asta este primul lucru, da? Faptul că stă înșezut, este relaxat. Ei, atunci când stau în picioare, trebuie să fiu aware. Uh, trebuie să văd deja, trebuie să văd ce fac cu picioarele. O să vedeți că cei care, cel uh, cei care susțin prezentări pe scenă, da? Merg pe scenă. Dacă stau jos, stau jos. Nu folosesc picioarele. La fel, în momentul în care sunt în picioare, nu știu ce să fac cu mâinile. Și încep. Uh, le fac la unghi așa, bag mâinile în buzunar, mă încovăiesc. Uh, la fel, atunci când stau jos, nu sunt poate de cele mai multe ori aceste lucruri de care trebuie să țin cont. Iar atunci, starea asta de alertă unor este benefică și uh, reușim să, uh, să susținem pregătiri, să, să susținem prezentări. Și, evident, pregătire și exersare. Dacă uh, aveți impresia că o prezentare de tipul ăsta. Um, am făcut-o și am livrat-o și am livrat-o la calitatea asta. E bine să știți că nu este chiar așa. Um, alte studii arată faptul că de cele mai multe ori trebuie să ne pregătim undeva la um, 36-37 de ore pentru a livra o singură oră de discurs. Deci um, este important că atunci când avem de susținut o prezentare să ne pregătim. Da, deci 3-7 de ore la o oră. Um, nu că am repetat de 2-3 ori și mai repet mâine dimineață. Mă trezesc mâine dimineață de la 5 și mai repet o dată înainte. Nu merge așa. da, Deci um, trebuie să, să repetăm. Um, recomandarea mea pentru cei care urmează să susțină prezentări, dar ziceam inclusiv cele de uh, licență. După ce v-ați făcut prezentarea, plecând de la câte minute aveți pentru prezentarea respectivă, Împărțiți timpul pe care trebuie să-l petreceți pe fiecare slide în parte. Plecând de la acest timp, veți putea să vă scrieți uh, câte uh, și care sunt uh, cuvintele pe care să le rostiți pe slide-ul respectiv. Și asta vă ajută să uh, cuantificați cumva cuvintele și ajută totodată să aveți un discurs. Iar apoi mă o repetați. Iar um, un alt lucru pe care îl recomand celor care urmează să țină prezentări de orice fel, chiar și examene, este să se filmeze. Filmați-vă atunci când livrați o prezentare și asta e o chestie care pe care vă spun de altfel din experiență. O să vedeți că pentru cei care nu au mai făcut lucrul ăsta, o să fie un exercițiu, poate un pic obositor, de ce zic poate un pic obositor. O să sau amuzant. O să vedeți că o să uh, deschideți camera, o să ziceți două cuvinte, o să băvnească râsul și o să închideți filmarea. Și a doua oră, și a treia oară, și a patra oară se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci, întrebarea mea pentru cei care uh, nu reușesc cumva să, uh, să meargă mai departe de această fază este, păi, dacă tu râzi de tine, deci tu râzi de tine, că tu te filmezi pe tine și tu râzi de tine de prostia pe care probabil urmează să zici ca să-ți închipui. Dacă ție îți vine să râzi de tine, cum ar trebui să reacționeze cel căruia tu o să-i livrezi prezentarea? Și gândiți-vă la lucrul ăsta inclusiv în momentul în care mergeți la un interviu. S-ar putea da, să mergeți la un interviu de angajare. Pregătiți-vă de acasă. Există o grămadă de tutoriale. Pe YouTube există o grămadă de întrebări. Filmați-vă răspundând la întrebările respective. Bun, dacă eu nu-mi iau propria persoană în serios, atunci degeaba am așteptări ca cei din jurul meu să mă ia în serios. Și atunci, asta este un lucru pe care, la fel, vi-l sugerez să-l exersați. Repetați discursul, filmați-vă și uitați-vă la voi. Este groaznic să te uiți la tine după ce te-ai filmat susținând o prezentare. Credeți-mă pe cuvânt. Mie mi-este groază chiar și azi. Astăzi, în momentul în care mă uit la mine după ce am ținut o prezentare, mă critic în prima etapă, uneori mai nervez și dau mai departe, efectiv, da? dau mai departe să treacă momentul respectiv, și pe urmă mă liniștesc, mă uit încă o dată și um, încep să-mi iau notițe, să-mi dau seama ce, ce am nevoie să îmbunătățesc pentru următoarea prezentare. N-ai cum să devii mai bun dacă nu te observi. Trebuie să te observi, este... Poate că nu-ți place în momentul ăla de tine, dar în egală măsură, plecând de la premisa că poate ai fost cea mai bună versiune a ta în momentul în care ai livrat piciul respectiv, am... Um, Trebuie să te focusești să înțelegi că acesta este un exercițiu practic de a um, te îmbunătăți pe tine. Ok. Și atunci, plecând de la uh, prima întrebare cu privire la faptul că cei care s-au uh, născut, cei care susțin prezentări, uh, s-au născut sau nu așa, ce părere uh, aveți? Hmm? s-au născut oamenii așa să țină prezentări sau... Nu cred. Toți Cu siguranță nu și trebuie să repetăm într-adevăr foarte mult înainte de o prezentare. Știți care sunt cele mai ușor de ținut prezentări? Lucrurile în care credem. Știți când sau lucrurile care ne plac? Știți când povestiți o întâmplare cu privire, nu știu, la o vacanță? La ceva care v-a plăcut din vacanța respectivă? Mai avem un flow toți când povestim lucrul ăla frumos. Nu cu ăuri, nu se, deci povestim de emoții, povestim de cum ne-am simțit, cum a fost acolo. Bun, și atunci de asta e important ca startup-ul sau jobul sau ce urmează să prezentați să fie ceva ce se identifică cu valorile voastre, pe de-o parte, și, doi, să fie ceva care vouă vă place. Altfel, este greu de susținut o prezentare atunci când nu înțeleg, cu cât înțeleg sau nu înțeleg un domeniu mai bine, cu atât mi este mult mai greu să susțin prezentarea respectivă. Sigur, exersez, Mă informez, ajustez. Însă, cele mai ușoare prezentări sunt cele care arată lucruri, proiecte care îmi plac, lucruri care mă ating. Da? Deci, plecând de la premisa că am nevoie de această plăcere pentru lucrurile respective și, în egală măsură, de cunoștință. Întrebări până în acest moment. Măcar să vă mai văd pe o parte dintre voi. Să uh, cum în în timpul unei prezentări, Așa. în timpul unei prezentări, cum poți evita întrebările care nu își au rostul? Dă-mi un exemplu. Uh, să ții o prezentare pe un anumit subiect și cineva să se lege de o chestie care are Prea puțină relevanță cu subiectul discutat sau prezentat, mai bine zis. Nu aș putea să dau un exemplu concret pe care să-l înțeleagă toți. Hai că îți răspund, așa. În primul rând, e o pauză înainte să răspunzi la întrebare. Asta e primul lucru pe care tu trebuie să-l faci. Este să ții așa un 3-5 secunde după. Acum l-am făcut, evident, da? Am făcut pauza mea, a fost evidentă și am și luat aer în piept. Deci primul lucru pe care. Pentru că ce se întâmplă atunci când primim o întrebare, primul lucru pe care noi îl facem este să răspundem. Nu să gândim, din păcate. Și eu m-a trebuit să mai duc pe chestia asta, pentru că eram genul care nici măcar nu ascultam omul să pună întrebarea până la final. Ok? Sunt mândră de mine astăzi că pot să glumesc. Dar ăsta e primul lucru pe care îl faci. Al doilea lucru pe care îl faci este să-ți dai seama în ce context ești. Dacă tu susții o prezentare, uh, iar cel care pune prezentarea este un actor cheie important, un stakeholder important, o persoană importantă care poate influența proiectul tău, okay? uh, uneori este posibil să nu fii înțeles întrebarea și atunci îl mai întrebări dată? Dacă totul se întâmplă ceva pe lângă subiect, poți să-i răspund și la modul în care uh, propun ca răspunsul acestei uh, întrebări să fie dat uh, în pauză, dacă ai pauză de întrebare, sau să ne auzim ulterior pe mail, sau să povestim mai degrabă la o cafea. Dacă tu simți că cel care ți-a pus întrebarea este una dintre persoanele care mai pune încă 10 întrebări și mon monopolizează discuția, Că există și genul ăsta de așa, atunci cel mai bine este la un moment dat să faci o pauză, să-i spui de, îți dau adresa mea de mail sau povestim la o cafea sau bem o cafea și um, pot să-ți dau mai multe uh, răspunsuri. Însă, în orice sală, în orice tip de prezentare, vei avea o persoană care va pune întrebări pe lângă subiect. De ce? Pentru că nevoia lui e alta decât ceea ce tu prezinti și e normal să fie așa. Oamenii vor să-și rezolve o nevoie. Oamenii vin la prezentări ca o nevoie a lor care poate să fie în tematica prezentării sau nu. Al doilea lucru este faptul că um, trebuie să-ți dai seama dacă um, respectiva persoană în momentul în care adresează întrebarea a ascultat ce tu nu că ascultat, a integrat, e mai corect, de ascultat toți ascultăm. Integrat înseamnă a înțelege pe nevoile mele, ceea ce am prezentat și să uh, clarifice. Sper, sper că răspunde întrebării tale. În principal e să evit să fi, să încerci să fii să încerc să fi asertiv și să eviți să fii agresiv, să-i spui, ori ți-am ți prezentat asta mai devreme, dar nu e subiectul, deci asta, lucrul ăsta, formulările astea să încerci să le eviți, chiar dacă poate le gândești. La asta ajută respirația aia de 3 secunde. Ok, mulțumesc. Și da, ați răspuns la întrebare. Alte întrebări. Ia să vedem. Și dacă ai nevoie de un model de bună practică, poți să te uiți în momentul în care sunt luate interviuri politicienilor de astăzi și să vezi ce frumos evită răspunsul sau spun mai departe că vor răspunde altă dată. Și atunci o să ai și exemplu practic despre cum să eviți răspunsul la o întrebare sau cum să gestionezi întrebările pe lângă subiect, sau la meciurile de fotbal la final când vine câte un reporter și întreabă orice altceva decât um, uh, cum a fost meciul. Și atunci poți să ai și un exemplu de bună practică. Cred că de bună, că uneori nu-i bună. <laughs> da, te Zi, vrei să zici ceva? Ați deschisese eu microfonul. A, nu, am vrut doar să vă mulțumesc, dar s-a întrerupt. Bine, alte întrebări cu privire la. Ok. Mergem mai departe. Aș avea eu Te rog. să aflăm vreodată în situația în care a trebuit să prezentați ceva asupra căruia nu uh, a fost, ați fost convinsă că e ceva bun. Bun, înseamnă de Că adică să vă sau... îndoiți, de exemplu, asupra calității unui produs sau pe care a trebuit apoi ulterior să-l prezentați în fața cuiva. Bună întrebare. Um, dacă da, cum ați reușit să-l faceți să fie convingător, deci dumneavoastră nu credeați în el? E bună întrebarea așa am să spun și îți mulțumesc pentru întrebarea asta. să spun din ce perspectivă cred că este bună întrebarea. Eu am făcut hardware și software prototyping foarte mult timp. Deci, practic, produsele la început de drum care nu știam dacă într-adevăr vor atinge calitatea pe care eu o doream. Însă, ce mi se pare important pe parcursul unei prezentări sau pe parcursul unui pitch este tu să fii onest cu stadiul la care proiectul este. Adică tu să spui despre potențialul ideii respective okay, și stadiul la care este, fără să-l faci oversell la el. Oversell înseamnă să-l vinzi mai mult decât produsul respectiv uh, face. Cred că este foarte greu să vinzi ceva în care nu crezi sau să prezinzi ceva în care nu crezi și cred că poți să o faci o perioadă foarte scurtă de timp și ori să devii un... Nu știu, dacă tu nu crezi, ori să uh, uh, într-un final să ajungi să crezi în produsul respectiv, ori să nu-ți pese de... Uh, să n-ai valoare asta că înșeli. Ok, deci personal mie mi-este foarte greu să înșel pe cineva, dacă aș fi pus în situația în care ar trebui să prezint ceva ce eu aș ști, atenție că sunt două lucruri, elemente destul de importante, deci eu să am intenția... Eu să nu cred în produsul respectiv, că face respectivul lucru, să știu că nu face respectivul lucru și cu toate astea să-l vând mai mult decât face, eu personal n-aș putea să fac lucrul ăsta. -aș, nu sunt făcută de. Eu trebuie să cred în produsele pe care urmează să le prezint sau conceptele pe care urmează să le prezint. Um, acum am prezentat proiecte care nu erau la calitatea la care. Uh, ar fi trebuit să fie sau îmi doream să fie, însă au fost prezentate cu Asterixul că sunt produse sau uh, uh, proiecte la început de drum și că ele vor fi îmbunătățite pentru că credeam într-adevăr că vor fi îmbunătățite, nu din alt motiv. Dar n-aș putea să prezint ceva ce eu să știu că nu este ok, pentru că mi s-ar părea că. Nu că m-aș înșela pe mine, m-aș înșela omul din fața mea și nu am eu asta ca valoare. Sunt convinsă că există persoane care pot face uh, lucrul ăsta fără nicio problemă. Cred că și voi sunteți convinși. Și atunci, într-o astfel de situație, cea mai bună soluție ar fi onestitatea. Mie mi se pare că ai avea un conflict intern noaptea când ai pune uh, capul pe pernă. Okay. Bine, poate că te obișnuiești pe termen lung cu chestia asta și zice, it's a job, știi, dar, practic, mai mult sau mai puțin, nu știu, se numește înșelătorie. Tu să prezinți cu bună intenție, adică de cumpărare, față de cineva un produs pe care tu nu-l consideri la calitatea la care. Um, care se spune că este. Eu cred că totuși persoanele care prezintă produse și sunt, care fac, nu știu, nu vreau să dau reclamă, dar sunt persoane la Kirby, sunt zeptele, există o grămadă de uh, branduri care și astăzi fac zelul ăsta de vânzări, Măi, persoanele alea cu care eu am vorbit, persoanele au acasă produsele alea, știi? Persoanele cred în, adică se vede un om care uh, crede într-un produs și se vede clar un om care uh, este doar uh, marketing. Știi, este exagerat. Ai fost pus în situația asta, George? Bă, nu, dar mă gândeam la o situație ipotetică. Mă gândesc că în viața asta aș avea la un moment dat, aș fi pus într-o situație în similară. Păi s-ar putea, dar important este să discuți la momentul ăla cu oamenii din echipă sau managerul, să vezi dacă, într-adevăr, este pentru tine să faci lucrul ăsta. Dar mă gândesc și la partea psihică. Aș trăi tot timpul într-o dilemă. Noi, noi nu. suntem un set de valori. Noi, oamenii, suntem un set de valori. Okay? Și transmitem lucrul ăsta prin fiecare por al nostru. Că de ațit și atunci sunt oameni care prin valorile educație, experiențe, nu ar avea o problemă să susțină un tip de prezentare de genul ăsta. Chiar n-ar avea o problemă. Asta e realitatea, adevărul realitatea lor. Dar probabil că tu, persoană cu valori, care um, trebuie să fie onestă și, sau are valorile astea, atunci n-ai putea să susții o prezentare. Însă, deși nu am o bază științifică, Aș putea zice că eu personal văd o corelație pozitivă între uh, credința pe care o ai într-un proiect sau reuși, credința de că proiectul respectiv reușește și calitatea piciului sau convingerea care stă în spatele piciului. Deci am remarcat la mine că atunci când eu am crezut în proiectul respectiv, atunci am putut să povestesc cu ușurință despre proiectul respectiv, fiind un drag. Da? Atunci când a fost un proiect ăsta care, ca sunt și proiecte de astea, mai deci nu mai se termina odată dată prezentarea aia, știi? Deci eu am simțit-o, nu știu dacă este un studiu, dar am simțit tipul ăsta de, de corelație. Hai să vedem alte uh, întrebări. Dacă mai sunt așa, pe final. A ridicat cineva mâna, cred, dar nu e să vedem. Bogdan. Uh, da, o întrebare referitoare la prezentări ale unor produse care poate nu fac ce se presupune că fac. Uh, credeți că sunt mai multe persoane sau mai mulți prezentatori care au într-adevăr un scop malicios doar să vândă produsul și îl supraestimează sau sunt în aceeași măsură și persoane care chiar nu știu că produsul respectiv este supraevaluat. Știu că e puțin evazivă problema, dar am, am tânit ambele situații și nu știu care caz e mai frecvent. Păi p sunt, sunt. Sunt persoane care intenționat de want to oversell, conceptul se numește oversell, adică să vândă mai mult și o fac intenționat. Există oameni care fac chestia asta cu intenții. Deci ei că știu, conștientizează că produsul respectiv nu e la calitatea respectivă sau proiectul respectiv nu e la calitatea respectivă, însă de overdo it. Nici ei nu cred în el, dar o fac pentru că at the end of the day au un job și asta fac ei. Sau există persoane care nu sunt cu intenția asta și pur și simplu uh, nu o fac uh, intenționat. Deci există și și să știi... Uh, de regulă, în folclor, le zice șarlatani la ăștia care de oversell thing, știi? Dar ei sunt și au fost și întotdeauna. Eu vin din Constanța, eu era o zonă de comerț pe vremuri, încă este și astăzi. Și, da, comerțul la malul mării este unul special, de exemplu, da? Deci există și... și uh, acum e foarte greu să-ți dai seama dacă omul nu înțelege că produsul respectiv nu face ce trebuie, sau uh, uh, pur și simplu... Um, na, sau pur și simplu de oversell-it. Deci există și și. Bun! Mulțumesc! Cu drag! Și vă ziceam de studiu de caz că uh, ne apropiem așa uh, de spre final. Uh, Alex ar fi trebuit să uh, termine uh, prezentarea de care vă ziceam. Ia să vedem. Uh, și cred că ar fi trebuit să fi și intrat. Dan, oare... Alex, ne vezi? Uh, da, vă văd, vă aud. Vă mă vedeți, mă auziți? Da, cred că un pic rău să știi că te auzim. Uh, da, din păcate, momentan sunt în uh, <laughs> mașină. Asta uh, e singurul loc... Uh, Liniștit pe care l-am găsit. Hai să te rugăm să oprești camera. Poți să oprești camera. Excelent. Acum Perfect. poate e mai bine. Eventual, dacă nu merge, pot intra și de pe telefon. este foarte bine. Uh, vă ziceam de Alex că vine dintr-o finală, deci s-ar putea încă să fie sub <laughs> un pic așa sub adrenalină. Motivul mm -hmm. pentru care l-am invitat este să ne, să, să ne, facă un demo uh, scurt uh, de pitch uh, și eventual să adresăm una-două uh, întrebări spre final de, uh, de workshop. Alex, scena virtuală este a ta de data asta. Dacă ai piciul la îndemână, te rugăm să ne dai uh, share screen. Așa. A, așa. Perfect. Uh, și o să-ți spun, uh, Cristina, când să dai uh, space, nu ca să muți like Sper că mă prind. Hai să vedem. Uh, avem trei minute, da, Alex? Da, trei minute. Uh, hi, my name is Alex. I'm a dog owner and the CEO of Woof Diet. I have over seven years of business experience, and I'm here today to present to you the first all in one service for personalized dog nutrition based on AI. Slide. Did you know that most dog owners think that the current food they're feeding their dog is not a perfect fit? Or perhaps that many vet visits and dog related health issues are diet uh, caused? Or maybe that uh, most uh, vet schools do not invest into teaching students pet nutrition, leading to very few specialists that charge a lot of money. Slide. And here's where we come in with the first all in one service for personalized dog nutrition based on AI, a solution that saves time, money, provides better diets, and reduces vet visits. Slide. We use AI and a simple process to deliver tasty food to dogs and advice to dog owners we have competitive prices due to our subscription based model slide we started in Romania plan on expanding into Poland and the Eastern Europe and then tackle the US market to reach a global market of 61 billion dollars slide The dog food market is one of the few industries who has seen growth during the past two recessions. There is a huge customer population that has grown even further during the pandemic, and now dog owners spend almost 600 euros per year on dog food. Furthermore, all our other business verticals are high growing industries as well. Slide. Since the summer, where we launched our beta, we won 50,000 euros and managed to obtain and retain paying customers. And we also had overall great success in terms of business, community, partnerships, and product development. Slide. Okay. Um, our business model is a B2C one based on a subscription based model. We have three pricing tiers and several add-ons to upsell our customers slide uh, we have our fair share of competitors however none of them are using ai for that formulation slide we're looking for investors that have experience in our industry business media partners and pet service providers so if you're one of them let's link up slide what? next year we're going to open our pre-seed round where we aim to raise 150 k at the $1.5 million evaluation slide in order to double our mrr every quarter and to improve our product slide we plan on reaching breakeven in the second quarter of 2024 and reach a quarterly ebitda of 17 million euros by the first quarter of 2026. slide. in order to do that, we have put together a great team that's going to help us achieve that goal. slide. we're wolf diet, the first all-in-one service for personalized dog nutrition based on ai. thank you. Mulțumim, Alex. Uh, sper, că, sper că a fost ok, că s-a înțeles că nu m-am întrerupt. <laughs> a fost foarte, uh, foarte ok, și uh, înțelegem, înțelegem de altfel, uh, uh, ca să zic așa, ce s-a întâmplat și este în regulă. Și este un lucru care, de fapt, se întâmplă <laughs> tuturor. Nu cred că este cuiva care să nu i se fi uh, întâmplat. Mulțumim frumos, uh, uh, Alex, pentru că ai intrat alături de noi. Mulțumim pentru demo. Alex, să știi că nu te păstrezi la sesiunea de întrebări, că mă gândesc că vreți să respirați și voi să beți un par de apă. De azi dimineață va ajunge și uh, mulțumesc și doar vreau să spun în încheiere faptul că Alex va strânge rândă de finanțare la începutul anului viitor. Acum este în pregătiri pentru asta și uh, vrea să ducă mai departe startup-ul, după cum ați auzit, către Bologna, State și uh, așa mai departe. Mulțumim, Alex! Eu, mersi! Mulțumim, mult succes! Mulțumim! Așa, cu slide și cu emoții, dar, într-un final, să zicem că este important că am avut uh, un demo a unui startup-uri, -ă, iată, care lucrează de mai bine de uh, un an de zile la proiectul lui. Și chiar și așa, apropo de a susține o prezentare, oare de câte ori poți să uh, susții o prezentare? Bun! Bine, mai uh, uh, avem trei uh, minute pentru uh, întrebări. Hai să vedem, întrebări de uh, final. Am eu o întrebare foarte foarte scurtă, acum, apropo de pitch-ul pe care l-a demonstrat Alex. Uh, tu știi foarte bine, pentru că ai fost mentor, ai fost aproape de, de el. Cât timp, acum practic, tu ne-ai dat câteva detalii de cam cât de mult să prezentăm înainte să exersăm pentru un astfel de pitch. Dar să convins că el are pitch de 3 minute, pitch de 5 minute, pitch de 10 minute ca să poată să facă switch-ul cât se poate de de, de ușor între ele, în funcție de nevoile, mă rog, și de contextul în care le prezintă. Cât de mult i-a luat să facă toată această uh, prezentare, în urmă, să o pună la punct? La forma la care este astăzi, lucrăm de câteva luni. Adică el a început, eu am început să lucrez cu el, cred că, sper să zic bine, din... Aprilie anul trecut, sub programul fix, și am văzut un pic atunci, pe care l-am pregătit până în iunie-iulie. Bine, Alex este unul dintre antreprenorii foarte ambițioși cu care mi-este -mi foarte drag să lucrez, asta pentru că el și ajustează feedback-ul în funcție de feedback. Deci, aprilie-decembrie ca să zic așa grosomodo, nu zic numărul de întâlniri și de faptul că n-am na, trimitea versiunea de pe ce bine, nu-i bine, m-am înregistrat, e bine, nu-i bine, sesiunea one e bine, nu-i bine. Adică <laughs> este foarte multă muncă, să știți, în spate, chiar și așa, iată, el este bine, el este din Cluj de fel A plecat la Iași, de pe drum ți ținut picio acolo, cred că în seara asta de aștept să, așteaptă să um, doarmă deci uh, sunt de muncă 8 luni de zile și încă da, vedeți că se pot întâmpla tot felul de situații Să mai avem o mână ridicată, Timea, te rog În legătură cu piciu care l-a prezentat Alex care a fost scopul, practic, doar să ne prezinte compania sau a vrut să facă reclamă sau să adune subscriber sau care a fost scopul? Fiindcă prezentarea asta de trei minute, practic, nu am reușit să-mi dau seama de mesaj. Asta este un pitch de investment. E foarte important de susținut. Este un pitch de investment pentru o sesiune demonstrativă. De a atrage investitori pentru proiectul lui. Motivul pentru care l-a prezentat aici, în cadrul acestui curs, a fost doar să fie un exemplu. Uite, asta e un exemplu de pitch și el a făcut exact acest pitch acum, în momentul ăsta, la o. în urmă cu puțin timp, nu o jumătate de oră. m-a acest pitch. scenă? că a intrat și în finală, adică. Am înțeles. Asta. Deci nu cu, nu cu scop de a vinde ceva, cu scop de, mai degrabă, cam așa se face un pitch pe zonă de investment, lucrat cu un mentor un, la un startup care o atras finanțare. Um, ideea e că eu personal nu sunt neapărat pentru startup-uri, pentru mine, dar îmi place să investesc în oameni, pentru că mi se pare că am, adică, am mai multe șanse de câștig dacă doar investesc în ideile oamenilor care mă, mă conving. Dar în trei minute pa, mi s-a părut foarte interesant ceea ce a, a deschis el, dar nu am avut timp ca să iau toate informațiile de care aș avea nevoie ca să mă conving. Și într adevăr ar urma follow-up questionurile, dar cred că exact pe planul ăsta de business care l-a prezentat el ar fi nevoie de măcar 5 minute. Nu se oferă în zona de investment. Deci nu se oferă 5 minute. Dacă vrei, după, te duci și cauți antreprenorul. asta e realitatea. Nu se oferă. Chiar i-am dat acum lui Danul să, dacă e eventual să-l adauge încet. Deci nu ai această opțiune. Piciurile sunt de 3 minute, 5 minute sunt pentru, să zic așa, începători. Dar nu se oferă asta, asta este um, regula. Sigur, o ți-am spus, poți face product, dă demo și așa mai departe. Mulțumesc! cu drag! George? Am o întrebare poate puțin exagerată, dar din poziția investitorului, ce da. întrebări ar trebui eu să-i adresez uh, celor care susține pitch-ul? Că ce în detalii ar trebui să mă intereseze? Cum și-a validat piața, dacă până acum a avut vreo intenție, câți utilizatori are în platformă, cum a corelat datele cu privire la market potential, cum a calculat faptul că câte abonamente trebuie să vândă la câți user ca să scoată banii și aici pot să spun vreo 20-30. Deci, în principal, ar trebui să te intereseze dacă tu ai bagi un leu cum peste 3 ani o să scoți 10 lei? Și atunci, toate um, aceste întrebări ar trebui să uh, le adresezi. Mă rog, o parte din ele ce am putut să pun așa pe scurt. Bine, cred că, la nivel așa ușor comercial, un foarte bun exemplu uh, în care să vezi situația asta de care sunt așteptările investitorilor versus cum arată piciule e Imperiul Leilor, nu? E ceva comercial la TV, o dată pe săptămână era la un moment dat. Și acolo erau, nu știu, o serie de șase-șapte piciuri pe pensiune, pe și erau reacțiile pe care le aveau investitorii la momentul respectiv și întrebările pe care le luau. Și se vedea foarte clar care este intenția lor, ce urmăresc, care sunt lucrurile pe care le-ascult. Și era și uh, ceea ce s-a zis mai înainte, acea investiție în om, da, îți place omul, chiar dacă nu neapărat piciul pe care el, l-a zis, conținutul piciului te a te -a convins. Uh, și mulțumesc că ai spus asta uh, de altfel unul dintre uh, cei cu care cel uh, am am mentorat și eu alături de bunul meu prieten și partener, Florin Pop, un om foarte important pe zona de investiții din România și cu care eu lucrez în parteneria pe zona de mentorate. Am mentorat împreună pe unul dintre, mai mulți, dar unul dintre antreprenorii care a ajuns la Imperiul Leilor. Vorbesc de Robert Tibor acum și care a avut o printre altele microfermă de rume și care la final s-a propus un un deal din partea al domnului Dan Şucu. Deci și Robert a ajuns la noi, nu mai știu, anul trecut în noiembrie și ne-a zis atunci a Florin Cristiana am o no lună să mă pregătesc să piciuiesc la arena leilor. De unde începem? Mi-aduc aminte că m-am uitat la Florin și am zis: Ce știi tu să faci? <laughs> de un, ce ai azi? Cum arată prezentarea? Și uh, cumva am reușit împreună cu Florin și împreună cu voința lui, sigur, de antreprenor, să atragă finanțare. Deci, dacă aveți uh, căuta Robert Tibor, ale Arena Leilor, să știți că uh, este un, un alt exemplu de antreprenor cu care am avut oportunitatea să lucrez și să-l pregătesc pe zona de susținere de piciuri. Acum sunt foarte multe nume cu care am lucrat, foarte mulți antreprenori care au picuit fie în România, fie în afară. Și pe care îi pregătesc în continuare că îmi și place să fac lucrurile ăsta. Alte întrebări, dacă mai sunt. Nu? Ok atunci uh, am un chestionar, nu? Se vede că am schimbat eu timpul. Da, se vede. într timp a pus și eu link-ul pe, pe chat, deci e regulă. Are lumea acces la, la, la chestionar și văd că deja au și început să răspundă. Sunt peste 60 de răspunsuri wow. uh, pe, pe chestionar. Perfect. Noi ce facem în timpul ăsta? Um, facem liniște sau... <laughs> Păi să... depinde, mai stăm, mai stăm puțin să vedem dacă mai sunt întrebări da. uh, și Sigur. Că da. dacă nu. Da, tu dacă mai ai întrebări, uite, na, până facem noi un... Uh, eu, uh, înainte de a, a pune o întrebare, ar mai vrea să, să zic ceva. Uh, cei care participă astăzi dar, la acest curs, dacă sunt interesați mai ales despre acest topic, pot să revadă și înregistrările de la cursul de programul de fundamente de antreprenoriat de anul trecut, unde tot așa Cristiana a avut o prezentare pe aceeași temă au fost subiectele similare prezentate și atunci, însă a fost o altă persoană care a venit cu un alt demo, nu? cu manuscritul, dacă nu mă înșel. Deci este un alt exemplu de pitching. Deci dacă sunteți în căutare de alte exemple de astfel de, astfel de pitch-uri, iarăși un, student al nostru a ținut un astfel de, de pitch live atunci, nu? a fost tot așa live, au fost de fapt doi Uh, a fost împreună, pentru că au vorbit uh, pe business și pe. Da, a făcut și demonstrație de produs. Foarte, foarte interesant și e dintr-o altă perspectivă, oarecum. Uh, avem o întrebare, uh, Cristiana, legată de emoții. Cum putem gestiona emoțiile în timpul piciului? Da? Cred că uh, e valabil pentru orice vorbit în public, nu? pentru orice prezentare în, în public. Care sunt niște good practices, să nu zic best practices, că nu cred că sunt lucruri care să se potrivească pentru toată lumea, da? de, de a gestiona emoții? Eu am crezut înainte să am copii că știu să gestionez emoții, vă zic sincer, pentru că mă educasem în direcția asta, în sensul că trăgeam mai în piept, adică, da. După ce ai copii și vine o chestie mică pe care tu o iubești nespus și se trântește pe jos în fața presiunii celor din magazin, că poate magazinul e plin că ești la 5, când toată lumea se la cumpărături și începe să urle că vrea și daia și daia și tu ce să-i explici frumos că nu-i voie și doamna de la casă poate să mai spune vai ce copil obraznic și așa mai departe îți dai seama că tot ce ai gestionat în viața asta ca emoție nu este nimic față de presiunea socială care ți este pusă în momentul ăla și că, de fapt, <laughs> pentru că nu ai ce să faci, ce faci? Trage aer în piept și te autocalmezi. cred că cel mai bun tips and tricks în zona asta, pe care eu pot să-ți-l dau, este tehnici de autocalmare pe care să le exersezi și în alte situații de emoție. De exemplu, înainte să ajungi la un interviu, înainte să, adică lucruri pe care tu să ți le formezi la nivel mental, pe care să ți le spui și tehnici pe care să le practici. Gestionarea emoțiilor, este un lucru care se poate realiza cu practică, să știi, nici asta nu vine uh, deodată, este practică. Și pornește de la mai... Ce credeți că voi, Eu nu am, că, că eu nu am avut în seara asta emoții susținând vă, vă prezentarea? Ba da, au fost, sigur, că nu o să meargă Microsoft, că poate că Alex nu o să iasă din finală să ajungă aici, că poate că îmi cade internetul, că poate se aude câinele pe fundală lătrând, că poate... Deci o grămadă de lucruri la care, evident, că să nu vă închipuiți că nu m-am gândit, sigur că m-am gândit, că sunt om și toți ne-am gândit la ele. data trecută, Dan, dacă mi-aduc aminte, am și întârziat un pic la prezentare și pe pornise și mai cu... Deci, um, întotdeauna și cel care prezintă, doar vreau să fiți convinși că și cei care prezintă au emoții. Întrebarea este cum le gestionăm, și cred că vine, um, vine cu timpul, în momentul în care tu te gândești, ok, what can go wrong? Bun, și încep și le-i pe scenarii. Eu așa fac, ca să mă liniștesc plec de la scenarii. Ce se poate întâmpla? Am pică internet. Dacă am pică internetul, de exemplu, îi scriu Dan pe WhatsApp, îmi pare rău, dar mi-a picat internetul, intru de pe telefon. Scenariu 2, la trăcâinele. Păi dacă la trăcâine, atunci o să fac o glumă și o să zic și după cum vedeți, mai sunt și alții atenți la prezentare. Nu între Alex în pici. Păi ce fac? Eu o versiune mai veche a lui Alex și încep să livrez eu că doar știu piciul la pe din afară cât am exersat împreună. Deci, în momentul în care identificăm lucrurile sau aspectele care stau la baza emoțiilor noastre. Și pentru ele găsim o modalitate de răspuns, deci o soluție de backup. Eu cred că avem șanse ca aceste emoții să se uh, diminueze, eu așa fac. Bine, să și tehnicile de care am intent, da? spune de respirație, dar e chestia aia să nu mergi până la 5 sau până la 10 și să-i inspiri. Să te oprești, nu mergi până la 10, după aceea expiri, numărul până la 10. Iarăși te oprești și după vreo 2 sau 3 minute, încet, încet, te, te liniște. Sau cel puțin este o senzație mai de, de calmare. Da, care care, în care Prezentare, e mai greu să faci asta. Uh -huh. O să o faci da, în, în timpul prezentării, clar. În timpul pregătirea din deci, Sau sunt pozițiile da. acelea de putere, cu umerii drept, cu mâinile în șolduri, în care să stai o perioadă de timp pentru a se elimina cortizolul, care este hormonul stresului din corp și să... Da, sunt fel de fel de... De lucruri. Dar, pe de altă parte, uite, unul dintre lucrurile pe care le-a citit și mi s-a părut foarte tare era ca uh, cunoștințele pe care le ai despre domeniul din care povestești să fie de cel puțin de 5 ori mai multe decât ceea ce vorbești. Uh, și dacă se întâmplă asta, adică să fii citit, să știi, cumva pleci așa cu o siguranță că nu are ce să se întâmple rău. Adică, și dacă te vorbești mai mult, ai ce spune, și dacă sunt întrebări pe lângă, ai ce să răspunzi, pentru că tu, de fapt, stăpânești foarte bine acel domeniu știm foarte multe despre, despre lucrurile respective. Da? Deci nu doar conținutul prezentării, ci mult pe lângă, dar pe care nu îl introduci prezentare, dar îți dă așa siguranță, acea stabilitate că uh, trebuie ca lucrurile să meargă ok. Eu mai Asta făceam lucru înainte. Uite, înainte, acum mi-aduc aminte că țipam. Serios. Deci, când am avut cele mai mari emoții, cele mai mari emoții le aveam când, la, când eram la început și făceam fundraising și eram în Londra și trebuia să fac lucrul ăsta, mai aveam emoție. Deci, eram o domnișoară, care domnișară eram atunci care prezentau o prima platformă de Internet of Things în România, ridicam rând de, de finanțare în UK, adică, na, înțelegi. și acum Dan știe, dar eu nu sunt om care are facultate tehnică, adică eu sunt om care a trenat un liceu de portugheză intensiv și care după, cumva autodidact, a învățat domeniul ăsta tehnic. Astăzi lucrești într-o companie de IT și startup-urile pe care le ajut sunt în zona de IT, culmea. Deci foarte multă auto-învățare. Um, și unde vreau să ajung este că una dintre metodele pe care le făceam și mă descărca era să mă nu să țip. Săream foarte tare, deci ajungeam cu picioarele, dădeam în sus, ridicam genunchi și țipam. Era ceea ce pe mine mă relaxa și poate fi una dintre tehnici și asta. atâta timp când nu vă aud de nimeni și zice, Ia, uite și nebuna aia, da. <laughs> Găseam un loc să fac asta. Da. Ca să... Asta e. E o emoție puternică și e important să o gestionăm ca orice altă emoție puternică. Întrebări dacă mai sunt? N Aș mai avea încă una. Urmărind unele uri de la Shark Tank sau Lions Den, am observat că uh, există așa un entuziasm fals în cadrul uh, prezentării. Ceea ce le conferă cumva un caracter comercial, și ce puțin așa le privesc eu. La că care sunt... prezentări te referi? La prezentări de produse. Zicea <laughs> și de la Zden, și de la Zden, și de Arana Leilor. Adică poate nu este așa o concurență sau o sincronizare între gesturi și mimică și conținut, probabil. Am da, mi se că erau prea entuziasmați. Sunt de ceea ce preda, și parcă era, mi se părea cum un enervant în un moment dat. Unele Eu sunt fă... și emoțiile. Unele mm. sunt <hCause> și emoțiile care ne fac să arătăm așa un pic ca la... A, mai ciudați decât suntem de obicei, dar să știți că sunt ce funcție. Oamenii sunt emoționați, Azi... sunt emoționați acolo, sunt într-o situație, sunt într-un platou. Eu am fost în platouri, că am, am dat o grămadă de interviuri, și uh, la fel îmi aduc aminte în primul platou uh, la Buhnici, am fost uh, când organizasem un campionat de fotbal robotic uh, cunoscusem pe doamna pe busu, pe eram la ProTV. TV în, în. Deci eram, și cum zic, noi acum intrăm în direct, eram mai. deci eram. Așa mi se părea că intru într-o. foarte multă lumină, nu, nu se vede pe. Deci, credeți-mă că uh, nu se vede câtă lumină este, deci te orbește efectiv uh, câte, e uh, ăsta, uh, presiunea, toate, foarte multe cabluri. Mai, deci, credeți-mă, nu se văd cablurile uh, câte sunt, uh, trebuie să ai grijă unde calci, uh, vine la cu camera se apropie aproape de nasul tău. Foarte regizorul vine în același timp și îți spune o grămadă de lucruri pe care tu să le faci în cască sau să faci semne. Nu știi la cine să fii. Deci e E ceva, um, numai cine ajunge într-un studio um, poate să-și dea seama, de fapt, ce efort face omul, ce efort face, bine, prezentatorul e obișnuit, dar este, să știți, un efort pentru cineva la încep, nou care nu are treabă cu domeniul ăsta, în momentul în care uh, step-in intră într-un uh, studio, este copleșitor de-a dreptul. Eu vreau să mai adaug aici ceva, pentru că mi se pare important, George, dacă nu mă înșel, când a fost întrebarea, a vorbit de la Den, Lance Den de Areta de Leilor, adică da, poate da, este un din străinătate. Da, da, din e bine, e, e vorba și despre cultură. Aici e vorba și despre diferențe de cultură. Dacă ne uităm la fel de fel de reclame despre, de, la televizor, dacă cum își vând ei produsele în Statele Unite, nouă, aici în România, ni se pare extrem de exagerate. Și o stau și mă întreb câteodată cum de este cineva care este convins în Statele Unite să cumpere un astfel de produs, când mie mi se pare foarte clar că este umflat, că este exagerat. Însă pentru ei, a, da. stilul acela, modul acela de a vorbi, modul acela de a expune, este unul perfect normal. Eu țin minte, pe vremea când lucram la una dintre companii, la una dintre companiile la care am lucrat în trecut, Uh, aveam cu șefa mea director, care era din Statele Unite, niște meeting-uri, unul la unul, lunea. Și ea, când începea meeting de obicei începea așa cu o mică glumiță, uh, o mică discuție, întreba, uh, hi then, how was your weekend? Dar cum a fost weekendul? Și eu ziceam, it was ok, a fost ok. În momentul în care eu îi spuneam că weekend-ul meu a fost ok, ea era surprinsă așa și mă întreba, dar ce s-a întâmplat? Pentru că pentru americani, ok nu este ok ca să fie ok, trebuie să zici că e great, trebuie să zici că e awesome, trebuie să zici că e super. Ori eu ca român, pentru mine a fost exact ok. n atât cum să zic că a fost super sau că a fost pentru că n am câștigat la loterie, nu s-a întâmplat nimic extraordinar. Dar pentru americani, dacă este ok, înseamnă că ceva n-a fost în regulă. Deci, cumva, din cultură, e un pic mai exagerat și atunci poate și piciurile respective par să fie un pic mult prea extaziate, mult prea exaltarea să fie mult prea mare, dar care funcționează extraordinar într-o cultură uh, adecvată. Nouă ni se pare un pic uh, deplasat. Dacă uh, ar vedea picile noastre, poate ni s-ar părea prea seci sau arogante sau uh, uh, dintr-o altă zonă, cine știe. Ar putea în să Piciul ar trebui adaptat cumva și contextului cultural. În care... Întotdeauna. Întotdeauna adaptat făcut temele, cine e acolo, cine te ascultă, cine evaluează și vorbit pe pe limba, pe limba lor. Da, cu siguranță, așa cred, Cristian. Da, și poți să faci greșeli culturale. Eu am avut foarte multe proiecte, de exemplu, și în zona de Emirate și în alte zone și mi se pare foarte important să ai grijă din punct de vedere, de, de exemplu, din punct de vedere al gesturilor pe care tu le faci, cum dai mâna, cu cine dai mâna, adică trebuie să te ajustezi foarte mult la, la cultura respectivă, plus că există un trendurile de investment, da? unde se, de exemplu, se investește mai mult în metaverse, în blockchain, în Health, trebuie să fii foarte atent la trendurile în care ești cel mai predispus să, să primești finanțare. De altfel, spre zona asta, atunci te duci să și piciuiești în momentul în care există na, atragere pe, pe, pe zona asta. Mm. Da, așa este. Și Ar putea exista situații în care un investitor să nu mai. Fie de acord să investească prin simplu fapt că nu mi-a conformat contextului cultural, sau nu că e chiar așa de important. Categoric. Deci, există situații în care un investitor poate să se fi simțit jignit de anumit lucru și uh, să aleagă să nu mai investească. Categoric sau. Uh, Cazuri în care nu numai investitori, dar s-ar putea să pierzi un contract, uh, datorită faptului că nu ai uh, uh, respectat un anumit cod într-o anumită țară. Sau, pur și simplu, să nu fie o decizie luată conștient, ci din subconștient, dar subconștientul din toate acele desincronizări și nepotriviri i-a spus, într-un mod subiectiv, nu investi. Și el ia decizia pentru că nu te crede, nu îi se pare valid. Exact cum spuneai tu, George, despre cât de exagerate ți se par piciule de acolo, dacă tu ai fi un investitor, poate că ai zice, nu, mi se pare mult prea exagerat, e mult prea mult artificial aici. Da? Da, Tocmai din exact cauza acestei diferențe culturale și e o, chestie de, e o chestie care vine de fapt din, uh, din subconștient, din nepotrivirea pe care o constați acolo și care ți se pare ușor deplasată. Uh, sunt multe, Sunt multe elemente. Cele mai importante elemente, cred că sunt elementele, ca să zic așa, de research. Să-ți faci temele. Uh, Să-ți faci temele de acasă. Și asta nu este numai în zona de susținere, de prezentare și pitching. Este în general și când te duci la un interviu și când urmează să susții un. Uh, uh, te, te urmează să pe un interviu și când, nu știu, urmează să, să le vorbești unor oameni la o conferință, deci este um, foarte important să știi cum cui te adresezi, cum să te adresezi și uh, la fel de important este să uh, îți dai seama cum să, -ți, cum să cum să te ajustezi. Și mai e un lucru să știi, s-ar putea să pornești, uite, de exemplu, cu un pitch de acasă, cumva, să-l faci și să-ți dai seama că piciul tău este, de fapt, pe lângă contextul de acolo. Orică este prea formal sau uh, oamenii nu reac reacționează la primele două, trei slide-uri. Și atunci trebuie să... Uh, Trebuie să ajustezi conținutul și trebuie să o faci în mers, chiar dacă tu poate că um, să ceva. Dar astea sunt uh, situații excepționale, adică niciun caz nu improvizația e sfatul, adică vă descurcați voi acolo, improvizați în moment. Nu, asta poate să fie doar o excepție, un accident. Pot fi, pot fi, dar pot fi, pot exista. Pot exista sau poți să să-ți dai seama că în sală e un expert. În momentul în care, așa cum vă ziceam, aveam această. aveam startup-ul de care vă ziceam, device a se numea. În sală aveam un expert pe. Avea, era un domn care era uh, director uh, la o companie, o fabrică, și când îi povesteam de, na, zona asta de automatizări, de uh, linii de producție și așa mai departe, omul era expert. Deci, vă dați seama că uh, modul în care el sau întrebările pe care uh, el uh, le adresa erau <laughs> foarte la subiect, da, poate că nu aveam capacitatea. Și atunci, evident că, uite, o altă recomandare este aceea de a mai avea și un partener pe lângă care să poată să răspundă la întrebări. Bine. Cristiana, mulțumim mult de tot pentru această sesiune.